Cosmin, fostul concurent de la Icasa Iubirii, n-a mai rezistat și a răbufnit când a fost întrebat despre relația cu Ștefania. Și nu mai suntem împreună. M-am săturat de ea. Ce -a urmat după răspunsul total neașteptat al tânărului? Cosmin a făcut o declarație neașteptată despre relația cu Ștefania, la doar câteva luni după ce au părăsit Casa Iubirii. Cosmin și Ștefania au trăit o frumoasă poveste de dragoste în emisiunea Casa Iubirii, iar cei doi amorezi și-au continuat relația și în afara show-ului matrimonial fiind extrem de fericiți împreună. Foștii concurenți de la Canal de s-au mutat împreună și și-au cunoscut familiile, semn că relația lor este din ce în ce mai serioasă. Cu toate acestea, însă, Cosmin și Ștefania au intrat live pe internet, pentru a sta de vorbă cu urmăritorii lor, iar un internaut i-a pus o întrebare tânărului care l-a scos din sărite, mai precis dacă mai formează un cuplu cu Ștefania. Ei bine, fostul concurent a oferit imediat un răspuns pe măsură, mai precis ironic, dând astfel de înțeles că această întrebare a internautului a fost una total neinspirată, având în vedere că este pe cât se poate de evident că cei doi au o relație fericită. Nu, nu mai suntem împreună. Chiar nu mai suntem împreună. Deci, m-am săturat de ea, efectiv. Deci chiar nu mai suntem împreună, a fost răspunsul lui Cosmin. Cosmin, enervat la culme după ce s-a vehiculat că el și Ștefania au decedat. În urmă cu doar câteva zile, fanii lui Cosmin și ai Ștefaniei au tras o sperietură groaznică. Asta după ce pe internet a început să circule un mesaj unde era anunțat decesul celor doi tineri. În acel moment, fostul concurent de la canal de s-a enervat la culme și, în același timp, a făcut o postare în acest sens, pentru a-și liniști fanii. Opriți-vă cu mizeriile! Fake news, a scris Cosmin, într-o postare pe Instagram.